Continuăm emisiunea de ale Buzoianului și vorbim cu președintele Consiliului Județean, domnul Petre Emanuel Neagu, despre ce se mai întâmplă în județul nostru, dar și despre ce se va întâmpla de mâine înainte, pentru că dânsul candidează pentru un nou mandat la șefia Consiliului Județean. Domnule Neagu, spuneam că am multe întrebări venite de la telespectatori și o să vă citesc câteva dintre ele. Înțeleg că așteaptă și cineva la telefon, imediat vom vorbi. Ce măsuri se iau în legătură cu drumul spre Vintilă Vodă în punctul Podul Muncii, unde șoseaua este gata să se surpe în 2-3 locuri, fapt ce ar duce la izolarea a 5 localități. Este vorba despre Vintilă Vodă, Mânzălești, Lopătari, Sărulești și Bisoca. Cum puteți ajuta locuitorii din Valea Slănicului, unde este un drum județean, să nu mai fie nevoit să plătească taxa de drum, deoarece Consiliul Județean ar trebui să ne asigure acces fără taxe pe toate drumurile județene. Deci mai multe întrebări, o să vă rog să le răspundeți tuturor. Corect. Chiar mai devreme, în prima parte a emisiunii, am vorbit despre acest drum, 203K Mărăcineni Podul Muncii. Într-adevăr, acolo este o problemă. Noi am reușit să stabilizăm cât de cât alunecarea respectivă, este semnalizată. Deci, așa cum vă spuneam, s-a primit finanțare pe Programul Național de Dezvoltare Locală, s-a terminat licitația cu proiectarea, s-a adjudecat, suntem în faza cu adjudecarea constructorului, deci licitația pentru execuție. Probabil că într-o perioadă de o lună, o lună și un pic, cu siguranță încep lucrările, fondurile le avem, deci drumul va fi reabilitat în întregime, de la Mărăcineni până la fix la Podul Muncii, unde se referă telespectatorul dumneavoastră, iar pe celălalt troson de drum, am mai reamintit și în prima parte a emisiunii, Podul Muncii Plaiul Nucului se va reabilita pe fonduri europene, pentru că o cerință expresă a Comisiei Europene a fost următoarea: ca tronsonul de drum sau drumul care este reabilitat din banii europeni trebuie să aflueze într-un drum european, iar singurul drum, știți că acest drum intersectează E85, iar partea de tronson care nu poate fi reabilitată pe fonduri europene din cauza sumelor care sunt niște sume limitate, trebuie să fie reabilitată din fonduri proprii sau din fonduri naționale sau altfel de fonduri. O să vorbim imediat și despre taxe, dar avem pe cineva la telefon care așteaptă. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Întrebarea dumneavoastră, o să vă rog să fie scurtă. Da, vreau să-l felicit pe domnul Neagu pentru aceste proiecte de pe drumul 203K. Și sper din suflet să se rezolve, în special porțiunea de la Podul Muncii spre Plaiul Nucului, unde într-adevăr sunt probleme destul de grave. Și am o întrebare simplă. Când se reabilitează aceste drumuri, se pun doar covoare asfaltice sau se intervine și la canalele de scurgere a apei de pe versanți? Pentru că eu am o casă părintească în comuna Vintilă Vodă, în apropiere de primăria comunei Vintilă Vodă, pe partea stângă, puțin mai jos de șoseaua, de șoseaua județeană, iar toată apa de pe versantul din dreapta trece prin curtea și grădina acestei case, chiar dacă este un canal de scurgere în apropiere, dar din defecte tehnice probabil nu preia apa de pe versanți. Bun, vă mulțumim pentru intervenție, vă răspund. Și eu vă mulțumesc, vă răspund foarte repede. Deci nu este vorba doar de covoare asfaltice, că nu sunt lucrări de întreținere. Se reabilizează în totalitate. Deci se reabilizează toată infrastructura, iar niciun fel de drum, dacă chiar cred că a observat toată lumea, care a fost reabilitat în ultima vreme, nu se reabilitează fără să-i facem rigole, canalele de scurgere și așa mai departe, pentru că astea sunt normele după care trebuie să lucrăm și nimeni nu-ți acordă finanțare dacă nu facem și acest lucru, pentru că dacă nu se face acest lucru, drumurile se vor deteriora foarte repede. Deci fiecare drum județean care va fi reabilitat va fi reabilitat în totalitate cu rigole, canale de scurgere, podețe, intrări în curți și așa mai departe. Dacă vreți, cine vrea să vadă acest lucru, este reabilitat, cum spuneam în prima parte a emisiunii, pe fonduri europene în totalitate, drumul Râmnicu-Sărat-Buda, acolo s-au făcut rigole, semnalizări,
apărări de maluri și așa mai departe. Același lucru se întâmplă în acest moment și pe drumul Pârscov-Bozioru, pe drumul Valea Salciei-Sărulești și așa mai departe. Deci se reabilizează în totalitate. Referitor, dacă vreți să vă răspund repede la taxe, Consiliul Județean nu percepe niciun fel de taxe pentru drumurile județene. Rovineta la care se referă doamna sunt doar pentru drumurile naționale și drumurile europene care intră în atribuțiunea Ministerului Transportului sau a CNADR-ului. Probabil că doamna a vrut să pună întrebarea în sensul următor, că cei care vin dinspre zona Valea Slănicului, să spunem, Lopătar, Mânzălești, Beceni, Cernătești, Săpoca, Mărăcineni, au o problemă că trebuie să intre în drumul european E85 și sunt taxați, trebuie să cumpere rovinete pentru drumurile naționale. Eu deja am făcut, fără să știu că doamna îmi pune această întrebare, intervențiile necesare la secția de drumuri naționale la Buzău, la CNADR, și probabil vom încerca să rezolvăm și această problemă. Dar, mă repet, Consiliul Județean nu are taxe de drum. Taxele de drum, astea zisele rovinete, se iau pentru drumurile naționale și drumurile europene, bineînțeles. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Alo. Vă ascultăm. Să rămâne. Bună seara, domnul Neagu. Bună seara, Hristos a înviat. Referitor la bucățica aia de stradă Dorobanți, din Gârlaș până în Aleea Sporturilor. Referitor. Care este problema acolo? Probabil care e problema. Pe partea dreaptă de mers din Gârlaș spre Aleea Sporturilor Dorobanți s-au format niște gropi adânci și nu le poți ocupa din sens invers. Dacă îți vine mașină, n-ai unde să te duci. În partea dreaptă că e trotuarul și pe partea stângă sunt parcate alte mașini. Asta da. E una. A notat domnul Neagu, dar să știți că așa. Tot nu ține și de Consiliul Județean. A doua, scurt. Vă ascultăm. Referitor la podul de la Vadupași, au făcut studiul ăla care trebuia să-l facă. O să vă răspundă, domnul Neagu, imediat. Vă mulțumim pentru bine, intervenție. Bună seara, vă mulțumesc de întrebări. La prima întrebare vă răspund foarte clar. Chiar dacă nu intră în competența Consiliului Județean, o să informez pe cei în drept, mă refer aici la Primăria Municipiului Buzău, și trebuie rezolvată și această problemă. Primăria, ca și Consiliul Județean, a intrat în programul de primăvară de întreținere dânsi la străzi noi, la drumurile județene. Probabil că o să intervină și acolo. A fost și o perioadă, știu, cu vremea asta nefavorabilă, dar vă asigur că mâine dimineață, când ajung la birou, la prima oră o să iau legătura cu domnul primar interimar și o să-l informez și o să rog în același timp să rezolve și această problemă. Referitor la întrebarea dumneavoastră cu podul de la Vadul Pașii, podul de la Vadul Pașii, practic, trebuie să spun foarte franc telespectatorilor, nu este pe raza, în raza de competență a Consiliului Județean, ci a municipiului și a primăriei Vadul Pașii, dar pentru realizarea acestei lucrări noi am luat în folosință temporară acest pod ca să putem să-l reabilităm. A avut loc licitația, după cum știe toată lumea. Podul respectiv are o problemă, chiar dacă unii nu au crezut că o au. E o problemă de ce? Că este monument istoric, este și deci este o lucrare complexă care trebuie să ai avizul Ministerului Culturii. Nu vreau să comentez ce se întâmplă acum la Ministerul Culturii, ați văzut și dumneavoastră că vine, pleacă domnii miniștri, nu este treaba mea să fac aceste comentarii, deci el dar revenind totuși la problema noastră, licitația a fost câștigată integral, deci cu proiectare și execuție. S-a terminat faza de execuție, s-așteaptă avizul, că fără avizul de la Ministerul Culturii să-ți avizeze
proiectarea nu pot începe lucrările de execuție. Acolo sunt două variante de care au fost luate în calcul de către cei care girează acum Ministerul Culturii. Sper să fie o stabilitate și acolo. În momentul ăsta, că am înțeles că doamna nou ministru a fost validată ca și ministru, să spun așa, ori se reabilitează vechiul pod, ori să face pe același proiect un pod lângă. Important este să primim avizul și lucrările vor începe. Ce pot eu să asigur buzoienii, chiar dacă a durat destul de mult, că acest pod îl vom reabilita. Avem finanțare, eu am pus și consilierii județeni au votat din buget propriu al Consiliului Județean bani pentru proiectare și execuție. Este și în Programul Național de Dezvoltare Locală, deci finanțare va fi. Dar asta este legea, legea trebuie respectată. Știu, cetățenii au dreptate, pentru că este, dacă vreți, și un pod strategic. De ce vrem să-l facem? În primul rând, știți că s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu inundațiile din 2005, când podul de la Mărăcineni a avut o problemă de s-a rupt. În momentul ăla, practic, Muntenia de Moldova a fost ruptă, practic, legătura. Nu mai vorbesc că și cetățenii din județul Buzău aveau de suferit și dacă aveam podul de la Vadul Pașii și se putea foarte ușor dirija circulația pe acolo, a fost necesar să pună niște conturi. Da, să sperăm că se va rezolva în viitor. Dar eu v-am spus adevărul cum stăm în momentul ăsta. Da, e bine, pentru că sunt foarte multe întrebări referitoare la acest subiect. Mai avem un telefon, este ultimul telefon din această seară. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Aș avea două întrebări pentru repede, vă rog. Bună seara. Repede și scurt. Da. Ce știe dânsul de drumul dintre Scuterni și Arcanu? Prima și a doua, ce știe dânsul când se dă drumul la apă în satul Căldărești? Că de la Pogoane s-a dat, la satul Căldărești nu s-a dat. Bun, vă mulțumim pentru intervenție, o seară frumoasă. Vă răspunde domnul Neagu imediat. Haideți, repede vă rog și dumneavoastră să aveți răspunsuri. Sigur că da. Scurte. O să iau legătura cu, eu știu, compania de apă, să vedem când se dă drumul, că nu intră în competențele noastre cu apa de la Căldărești. Iar drumul spre Arcanu, am înțeles de la domnul primar, chiar au început lucrările de pietruire, practic, pentru că este un drum de balasta de pământ. Au început lucrările de pietruire, deci se reabilitează și acesta, chiar au început. Domnule Neagu, mai avem 5 minute din emisiune, am depășit deja timpul, dar pentru că am foarte multe mesaje, o să vi le citesc atât de multe cât voi putea, dar vă rog să oferiți răspunsul scurt și la obiect pentru fiecare întrebare. Cineva spune, referitor la ce vorbeam mai devreme, la Mărăcineni este o taxă de pod mascată. Camerele puteau fi montate după intersecția de intrare pe drumul județean. O problemă pe care ați tot auzit-o în ultima perioadă. De acord cu ce spune domnul sau doamna respectivă, tocmai de-aia eu am făcut diligențele necesare la CNADR, la Secția de Drumuri Naționale la Buzău și la Ministerul Transporturilor să rezolve această problemă, pentru că nu este corect ca cetățenii să plătească bani pentru... Altcineva spune, bună seara, vorbiți despre tronsonul Mărăcineni, podul Muncii, dar vintilă vodă Bisoca este într-o stare deplorabilă de 15 ani, efectiv simțim că se rup mașinile, vă rugăm ajutați-ne, spune telespectatorul. Iar telespectatorul are dreptate, în cel mai scurt timp i-a fost o alunecare de teren la intrarea în satul, de fapt în comuna Sărulești. Este în fază de licitație, cred că în 2-3 zile se termină sau 10 zile licitația, se va rezolva această alunecare de teren. Avem prioritate zero de întreținere prin bani proprii din Consiliul Județean la acest tronson de drum vintilă vodă Bisoca. Într-adevăr, acolo nu s-a intervenit de foarte multă vreme și vor fi lucrări de întreținere și de reabilitare. Un alt telespectator care se referă la acea zonă și spune, suntem din Bisoca, drumul până la noi este ca din Evul Mediu, nu mai visăm asfalt, dar să avem măcar un drum accesibil. Le puteți spune că vor avea măcar vor un avea în cel mai scurt timp un drum accesibil, pentru că, v-am zis, au început lucrările de întreținere, dar în mandatul ăsta 2016-2020 până la jumătatea cu procedurile de licitație, eu știu, până în 2018 va fi reabilitat în totalitate.
pentru că este normal să fie așa, că va fi reabilitat cel la drum județean și cel la tafluiază. Și revenim la subiectul cu care am deschis emisiunea. Vă întreabă un telespectator cum s-a rezolvat problema parcării la noua maternitate. Parcarea la noua maternitate este cea care este în momentul respectiv. Mai într-adevăr există acolo o problemă pentru că strada Victoriei este o stradă destul de circulată. Am luat legătura cu factorii de răspundere, atât cu cei de la Poliția Rutieră, cât și de la Primăria Municipiului Buzău. Strada Victoriei, pe tronsonul respectiv de stradă, va fi pe sens unic și vor fi posibilități de parcare și pentru riverani și pentru cei care vin, să zic, în vizită la maternitate. Domnule Neagu, mai sunt câteva întrebări pe care n-am reușit să vi le citesc în timpul emisiunii, dar o să vi le citesc după, astfel încât să le cunoașteți problemele oamenilor. Bănuiesc că deja știți care este și situația drumurilor din județ și știți ce vor buzoienii să aibă de la dumneavoastră, mai ales că de mâine, așa cum a spus, veți porni la pas prin județ și veți vorbi cu oamenii față în față. Eu vă mulțumesc pentru informații și pentru disponibilitatea de a răspunde întrebărilor telespectatorilor. Vă doresc o campanie plăcută, să nu avem parte de incidente, ci sper să înțelegeți cât mai multe dintre problemele buzoienilor și să le rezolvați în viitorul mandat, în cazul în care ei vă vor alege. Vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Bună seara încă o dată telespectatorilor dumneavoastră și vă asigur că vom face tot ce trebuie să facem ca să fim aproape de cetățeni. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. În câteva minute urmează jurnalul Campus TV. Eu vă doresc o seară frumoasă. La revedere!